spune că ultima cusătură a rochei se face înainte de a merge la biserică, gest care aduce fericire în viața miresei și a mirelui. Tot noroc aduce dacă mireasa intră în casă nouă pe ușa principală și dacă își pune bani într-un pantof. O superstiție care aduce noroc este și dacă voalul este împrumutat de la altă mireasă sau dacă o rudă strănută în dimineața nunții. Totodată se spune că va avea loc o nuntă dacă ți intră în casă un pui sau o găină cu un pai în cioc, pe care apoi îl lasă pe jos sau dacă auzi o vacă mugind în toiul nopții.